Hei, 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 salutare, dragii mei, bună dimineața la Moș Ajun, Crăciun, la ceiuți, la cafeluțe, la viață și la lucruri minunate. Haideți să vedem care sunt mesajele pe care Spiritul vrea să le aducă în întâmpinarea voastră astăzi. Ok. Și spune, ia-ți zborul, zboară, puiule, zboară, desprinde-te de pe piedestalul acesta pe care ai tot stat până acum crezând că este singurul tău loc în care te poți simți în siguranță și te poți simți stabil. În momentul în care îți dai seama de forța ta interioară, da, îți schimbi felul în care te percepi pe tine și, mă rog, situația din jurul tău, ai să-ți iei zborul. Despre încredere în propriile noastre aripi este vorba astăzi. Ia să vedem de unde își ia lumea zborul. Ok, și mi se pare normal, este casa întâi, casa identității. Este despre cum te vezi pe tine, cum te percepi pe tine în poziția de victimă sau de învingător. Asta va face toată diferența din lume. Ok, ia uite-te tu la tine, privește-te, da, scoate masca aia pe care ai tot purtat-o și uită-te cu adevărat la tine. Observă care sunt credințele, da, vedem beliefs, credințele, ce credințe ai tu despre tine, ce crezi tu despre tine și despre situația în care te afli. Îi dai forță unei situații să te îngenuncheze sau nu. Ok. Be open to receive, îți spune, fii deschis să primești ceea ce vine către tine, dar pentru asta trebuie să te vezi altfel. Pentru asta trebuie să te desprinzi de acolo, din zona aia ta de confort pe care ai creat-o și să-ți dai voie să crezi în tine și în puterea ta, pentru că vedem rejection, loss, poate fi o rană de respingere, da, care te ține într-un anumit loc. Pot fi și alte răni sufletești, să ne înțelegem. Vedem o fragmentare aici a sufletului la care tu va trebui să te uiți. Va trebui să o analizezi, pentru că ea îți spune clar, te ține din a primi ceea ce este benefic la urma urmii pentru tine. Da, comfort zone, exact ce spuneam, zona de confort. Nodul sud, energia nodului sud, și te ții acolo strâns de această durere, te ții strâns de toate măscuțele pe care le-ai inventat acum, până acum, scuze, pentru tine, da? Ți-au folosit, nu zic nu, dar vine momentul să crești, vine momentul să-ți iei zborul de pe acel piedestal, da, pe care l-ai construit. Oh, Doamne, este momentul vindecării, da, cu alte cuvinte. Ok. Ce vedem aici? Wish fulfillment, îndeplinirea dorințelor și faptul, nu neapărat că cineva se uită, pentru că Spiritul spune așa, nu te-ai săturat, și atenție, întrebare, nu te-ai săturat să te uiți la alții cum își îndeplinesc dorințele și tu doar să te uiți și să nu faci nimic și să nu primești nimic? Te-ai săturat, nu? Bun. Dacă te-ai săturat, fă ceva. Fii deschis și recunoaște felul în care te percepi. Felul în care tu vorbești despre tine, despre povestea vieții tale, despre situația în care te afli, pentru că povestea pe care tu o spui îți creează realitatea și bașca îți construiește ceea ce tu numești viitor. Bun, hai să mergem mai departe să vedem mesajul din partea Doamnei Lună. Ce ne învață, ce ne spune astăzi Doamna Lună? Ia să vedem. Your commitment is being tested, angajamentul tău, da, sau loialitatea ta, să zicem, este pusă la încercare. Loialitatea ta față de cine? Este întrebarea din partea Universului. Îți ești loial ție sau ești loial, nu știu, fricilor tale și poveștii pe care ai creat-o despre tine și despre viața ta? Gândește-te la lucrul acesta și vezi ce atârnă mai greu. Mergem și mai departe și haide să vedem ce alte mesaje mai avem astăzi. Haide, haide. Ia uite. Loyal heart, inimă loială, dar vine un mesaj foarte ciudat cu cartea aceasta. De obicei aș fi vorbit despre iubire, cel puțin pentru moment nu mă lasă să vorbesc despre lucrul ăsta și îți spun în felul următor. Cui îi ești tu atât de loial? Vezi că în unele cazuri simt o loialitate bolnăvicioasă. Wow, care atârnă destul de greu. Ești loial, de ce ești tu loial acolo? Pentru că dacă nu ai fi loial acestei situații sau acestei persoane, cum te-ai vedea?
ce ți-ai spune despre tine? Cine ți-a mai spus lucrul ăsta despre tine în trecutul tău? Vezi ce faci cu lucrurile acestea. Ok, pentru că, repet, în unele cazuri este o loialitate bolnăvicioasă. Bun. Poate fi loialitate și vis-a-vis de comportamente, adicții, frici și așa mai departe, nu neapărat de o persoană. Imagine spune, da? Imaginează-ți cea mai bună și mai faină versiune a ta. Nu te mai limita, dorește-ți ce este mai bun. Acum, da, vine și un alt mesaj pentru unii dintre voi și este vorba de fie-ți imagina, da? O poveste de dragoste foarte frumoasă sau cineva visează, se gândește la tine. Poți fi și tu care visezi, da? Dar nu-ți dai voie să acționezi. Uite soarta, uite steaua, uite destinul care vrea, poate, să-ți aducă lucrul ăsta. Dar tu trebuie să faci ceea ce este de făcut pentru a putea primi, pentru că nu este loc energetic, nu este loc să se manifeste toate lucrurile acestea. Ok, co-create. Cineva vrea să co-creeze ceva alături de tine. Oricum, tu ești co-creator, da, cu universul, oricum tu ești universul, dar mai ești co-creator tu cu tine, dacă e să o luăm așa. În fine, poate să fie cineva pe care tu îl vezi foarte diferit de tine și atunci să spui, vai, dar n-are cum, dar nu se poate și așa mai departe, tot felul de credințe limitative. Nu. Are cum și se poate în momentul în care îi dai voie să aibă cum și să se poată. Totul depinde de tine. Can you please clarify the loyal heart and the spirit? Mergem mai departe, the two of swords, da, doiul de săbi, teama de a lua o hotărâre, cui îi sunt loial? Îmi sunt loial mie și sufletului meu sau sunt loial unei situații, unui aspect din mine, unei persoane și știu că nu mi-e bine acolo? Tu trebuie să-ți răspunzi la această întrebare. Imaginează-ți ce? Imaginează-ți, așa cum ți-am spus, cea mai bună versiune a ta. Da? Că ai tot ceea ce trebuie și vei primi întotdeauna ceea ce trebuie. Doar că spiritul vine și spune, unii dintre voi creați niște filme în mintea voastră, cum că veți, dacă eu nu mai sunt aici, am să rămân singur toată viața și vai, mă vede Dumnezeu. Te vede și Dumnezeu că te vede, na, asta e. Dar n-ai să rămâi tu acolo singur. E teama de singurătate, asta vreau să spun pentru unii dintre voi. The Six of Swords, șasele de săbii, îl vedem aici cu pajul de monede. Ceva apare, poate să fie o ofertă din partea unei persoane. Poate să fie cineva poate mai tânăr decât tine sau care, nu știu, are un copil sau un animaluț de companie, mi se spune. Este, face parte din destinul tău, face parte din bucata următoare a drumului tău. Sunteți cumva diferiți într-un fel sau altul sau așa percepi tu această diferență ca fiind, nu știu cum, bau-bau. Nu e bau-bau, e doar în mintea ta, tu ai creat acel bau-bau acolo. Este ceea ce trebuie să fie. The Wheel of Fortune, poftim. Roata norocului cu pajul acesta de săbii. Ceva nou apare. Și repet, poate să fie vorba despre o relație de iubire, poate să fie vorba despre un parteneriat, putem vorbi și de semnări de acte și să ți se pară ție că nu meriți, că e prea mult, că e prea nu știu ce. Omule, du-te, că e pentru tine, face parte din destinul tău, îți va schimba drumul vieții, soarta, cum vrei tu să-i spui. Dar tu trebuie să decizi cui îi ești loial. Îți ești loial ție, sufletului tău sau, mă rog, companiei din care faci parte acum sau relației în care ești în acest moment. Bun, mergem mai departe și haide să vedem și de aici. Da. Distant horizon, orizonturile îndepărtate. Stai și te gândești, mă îndepărtez, scot ancora de aici de unde am stat atât de mult timp și nu-mi este bine sau nu. Tu, în momentul în care vei scoate ancora asta, vei ajunge foarte sus, vei ajunge la soare. Poate ți-e frică de succes, că există și teama de succes, să știți, da? La fel de bine, da, poate să fie vorba despre o propunere de a merge undeva, de a te deplasa, nu știu, poate să fie și un drum lung la urma urmii, nu este obligatoriu. Ai tot ceea ce trebuie, uite, femeia matură, 9 de monede, ai tot ceea ce trebuie, da? Pentru unii dintre voi care nu sunteți într-o relație, acum vă e teamă să ieșiți din zona asta de confort a singurătății. Am tot ce-mi trebuie, numai ce-mi trebuie mie bătaie de cap și așa mai departe, ce-mi trebuie mie parteneriate în cazul în care am eu firma mea. Uite că s-ar putea să schimbe niște lucruri în bine la care nici măcar să nu te aștepți. Da, the privileged lady, iată-te, domnișoara privilegiată, repet, această persoană poate să fie mai tânără, poate să aibă un copiluț, oricum
Ok. Spiritul zice în felul următor: să ajungi să te vezi tu în această energie, da? Și să te comporți ca atare. Vedem numărul 12, numărul spânzuratului aici: să nu mă văd o victimă, să mă văd așa și să mă comport așa ca această domnișoară privilegiată. Community, da? Poate să fie vorba despre cineva care este deja în grupul tău de oameni, în comunitatea ta, nu este obligatoriu, sau ceea ce veți face, nu știu, să implice mai multe persoane. Ok, hai să mergem repede și la Lenormand, că uite, am stat așa, am poposit mai mult la cărțile astea. Nu ți-e bine unde ești, te îmbolnăvești dacă stai acolo și știi lucrul ăsta. Cel puțin la nivel energetic, deja lucrurile se simt într-un mare fel. Ia câtă cartea hoțului. Cine-i hoțul? Tu ești hoțul, că tu-ți furi preșul de sub picioare. Spune spiritul că nu vrei să recunoști niște treburi. Vedem niște vești, ia câtă o comunicare care vine către tine, poate o propunere, da, din partea cuiva care ține foarte, foarte mult la tine. Îți dai voie să o primești, da, sau nu? Este o ofertă sinceră, este o ofertă curată. Hai să vedem și mesajele din partea amorului ghebos. Este în regulă să-ți deschizi inima către iubire. Este în regulă să primești și să oferi cea mai puternică energie, spun ei, din Univers New Love, da? O nouă iubire, un nou parteneriat se arată la orizont. Dă-ți voie să primești lucrul acesta. Ok, true love, da? E dragoste adevărată, așa cum trebuie să-ți faci tu probleme. Hai să vedem și un sfat. Haide să-l vedem de aici, de data aceasta. Între timp, pregătiți întrebarea și vom vedea variantele de răspuns. 1, 2 sau 3. Avem mai multe sfaturi. Letting go. Renunță la ceva care este toxic și care știi că nu este bun pentru tine. Dă-ți voie să renunți. Live in the moment. Trăiește în momentul prezent. Dă-ți voie să te bucuri de viață. Dă-ți voie să te detașezi de ceva toxic. Don't be afraid to fly solo. Corect, nu-ți fie teamă să zbori pentru o perioadă singur, să stai tu în energia ta. Asta te va ajuta foarte mult și vei ajunge acolo unde îți dorești cu adevărat. Nu-ți fie teamă de singurătate, că n-ai să stai tu mult în singurătate. Hai să vedem. Răspuns, varianta de răspuns numărul 1 este. Caută mai multe informații, cere mai multe informații. Opa, răspunsul 2, mamă, ce repede a ieșit. Romance, iubire, da? Și răspunsul numărul 3 este: situația se va îmbunătăți. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!